Ce mâncare, de fapt, e sinonim cu gastronomia mexicană, dacă tot vorbim despre mâncare? Tot taco, un fel de fast taco, food. Da, taco, tot e da. Fast food. Văzui un influencer din America, care a mers în Mexic așa. Și a făcut paralela. Ce cum înseamnă, de fapt, taco? Un taco? Și ce e acolo un taco? Ce înseamnă, de fapt, o quesadilla? Deci e total diferit, diferit decât ceea ce vedem noi în Chișinău, în America. Deci azi e total diferit. Taco. Ia uite, da? Această mâncare are și sărbători. Și datorită colegii noastre, Alina Jentemir, am aflat că mâncăm taco se ochii, poate mânca și în Chișinău. Da, mâncăm cu ochii. Hai să vedem unde și dacă e bun. Vorba de mâncare, acolo sunt eu. Astăzi vom vorbi și nu doar vom și mânca renumitul tacos. Dacă tot este ziua lui, m-am gândit să fac o mică călătorie gastronomică într-un restaurant cu specific mexican. Bine, mulți îl iubesc, dar poate puțin cunosc că tacosul este considerat mâncarea națională a Mexicului, datând încă din secolul al XVII-lea. Iar astăzi, acesta este principalul produs alimentar de stradă și fast food din Mexic. De asemenea, acest deliciu este ieftin, simplu și rapid de gătit. Cel mai popular tip de tacos are ca ingredient principal carnea tocată de porc. Preparatul mai conține de obicei varză, fasole, roșii, ceapă, ardei gras și sos de usturoi. De asemenea, există și câteva feluri de tacos pentru vegetarieni, cum ar fi cel cu umplutură de guacamole. Acum atenție, flămânzilor, rog să nu privească! Destul de rapid, zic eu, nu? Ce apetisantă arată. Dar totuși, zic eu că mai e nevoie de puțină atmosferă, nu? Ian? Iată acum se simte spiritul ăsta de sărbătoare, știi? Se simte că e ziua ta acolo. Un pedacit, tu me partiste el corazón. Pentru cei care n-au știut, în Mexic rețeta se mai face cu unele ingrediente mai puțin utilizate, cum ar fi creier sau limbă. Eu sper că la mine în tacos nu se găsesc astfel de ingrediente. Ei bine, să le gustăm! Mai întâi eu! Tacos, cum și-am spus, este o mâncare de stradă, de aceea se mănâncă cu mâinile. În concluzie, tacos reunește cumva în el principalele arome ale bucătăriei mexicane și asta se simte picant datorită sosului, puțin așa răcoritor datorită lime-ului și trei crocant datorită tortilei. Și nu în ultimul rând gustos, pentru că este o combinație dintre toate aceste ingrediente. Bine, aș spune eu mai multe, dar mă așteaptă al doilea taco. Să ți-l dau ție, Vecislav. Da? Hai că m-am sătrat din primul porțiune.